În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Iubiți credincioși, în duminica a patra de după Rusalii, Sfinții Părinți au rânduit, ca în miez de vară, să ne scoată din trale noastre. Noi care eram obișnuiți să venim pe la casele noastre, ba să ne adăpostim de ploaie, ba de vânt, iată că astăzi Mântuitorul ne scoate pe lângă case, în cetate fiind însă. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile s-a apropiat de Iisus, care mergea prin cetatea Ierusalimului, un sutaș. Și i-a spus: învățătorule, slujitorul meu este bolnav și se chinuiește rău. Și Mântuitorul i-a răspuns pe dată: voi veni și îl voi vindeca. Atunci sutașul a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Și atunci Mântuitorul, uitându-se în jur, a spus: adevărat vă spun vouă că nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și vă spun vouă că mulți de la apus și de la răsărit vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu, iar fiii împărăției vor fi scoși afară, acolo unde este scrâșnirea dinților. Și a spus sutașului: fie ție după cuvântul tău. Și s-a tămăduit slujitorul său în ceasul acela. Iubiți credincioși, de multe ori am vorbit în fața dumneavoastră despre credință, despre sutaș, despre relațiile dintre oameni, despre faptul că sutașul acela totuși se îngrijea de sănătatea slujitorului său, despre faptul că și el avea oameni care erau în prejurul său și, așa cum chiar mărturisește el și spune Sfântul Evanghelist: și eu, Doamne, am oamenii sub stăpânire, și spun aceluia: du-te și se duce, sau slujitorului meu: face asta și face. Am spus de multe ori despre aceste relații, dar astăzi mi-a căzut privirea și trăirea Evangheliei atunci când Mântuitorul spune: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și m-am gândit: ce credință și cum se poate vedea credința? Și noi credem. Și noi câteodată ne amăgim că este suficient ceea ce facem sau ceea ce spunem sau modul în care ne rugăm, dar iată că astăzi Mântuitorul ne arată foarte, foarte clar, dar subtil în același timp, ce fel de credință a văzut la sutașul acesta. Prin cele ce s-au întâmplat în continuarea dialogului, ne dăm seama că, de fapt, Mântuitorul ne subliniază următorul aspect. Împărăția cerurilor nu este deloc altfel decât aici. Nu este cum și-au închipuit-o unii sau alții, ci este pentru fiecare în parte așa cum și-a închipuit-o el. Dacă unele vindecări au fost făcute de către Mântuitorul pentru cineva care nu vedea, de exemplu, sau pentru leproși, a făcut minunea pe față, atingând chiar pe cel orb, făcând tină și ungându-i ochii, pentru acest sutaș a făcut așa cum a crezut el. Pentru că el vedea împărăția cerurilor exact cum vedea ceea ce făcea el. Și chiar lucrul acesta vreau să îl dezbat astăzi. Nu este nimic diferit în lumea de dincolo față de lumea aceasta. Să nu credeți că în lumea aceasta vom fugi sau nu vom mai avea de-a face cu o anumită categorie. Mai spuneam și altădată, dar îmi place foarte mult să repet, nu văd pe un rocker împătimit,
Dar să știți că patimile nu sunt chiar atât de neplăcute lui Dumnezeu, dacă știi să o faci. Adică, patimă, vedeți, noi suntem tributari unor ascunzișuri. Deja termenii tehnici pentru noi ne lansează pe anumite orbite și nu este bine. Patimă poate să însemne un lucru bun atâta vreme cât patimă înseamnă că ne apropiem de ceva cu predilecție. Unuia îi place un fel de muzică, altuia îi place un fel de tăcere, unuia îi place un fel de zgomot, altuia îi place să stea departe, cum unuia îi place să stea la malul mării înconjurat de sute de oameni, altuia îi place să stea în mijlocul pădurii. Și nu văd, cum spuneam, un rocker stând în rai, desfătându-se, n-auzind nimic. Exclus. Și chiar mă bucur că printre noi se află cineva care mi-a spus un lucru extraordinar cu care vreau să exemplific cuvântul meu de astăzi. Se spune că Ștefan cel Mare, după ce a venit după niște războaie și a chemat pe slujitorul Damian. Vedeți acum, după cum mi-a spus, trebuie să mă străduiesc așa frumos, mi-a spus și mi-a rămas la suflet, nu erau înainte noțiunea de vice sau de onorific. Și îi spunea al doilea, adică era în grații. Și i-a spus, măi Damiane, da măria ta, măi să știi că după isprăvile tale, îți spun eu, o să ajungi în rai. Și s-a întunecat Damian la față. Aoleu, Doamne, dar eu nu vreau. Măi, Damian, dar tu știi ce vorbești? Păi noi ne rugăm. Nu, măria ta. Păi de ce? Păi am auzit că acolo e mai rău ca la mănăstire. Credeți că Dumnezeu lasă raiul deopotrivă pentru toți? Nu. Raiul trebuie să îl vedem de aici. Așa cum a văzut sutașul de astăzi vindecarea. N-a văzut vindecarea numai la Vitezda sau numai într-un loc anume în care Mântuitorul să o săvârșească, în casa din Capernaum sau în diverse locuri pe care probabil că le știa, deja se știa despre activitatea Mântuitorului, că de asta a și zis, Doamne, sluga mea este rău chinuită, pentru că nu te-a pus să spui unuia care n-are nicio putere, știi, bă, am și eu o problemă. Va să zică, omul acesta, sutașul, a văzut raiul în felul lui. A văzut raiul așa cum îl simțea el, a văzut împărăția lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, nu sunt vrednic să vii. Cu alte cuvinte, eu știu că împărăția ta și vindecarea vine așa cum o simt eu. Și eu am oameni sub mine. Și zic cu aceluia, du-te și se duce. Zic slujitorului meu, face asta și face. Zic numai cu cuvântul și se va vindeca slujitorul meu. Iubiți credincioși, suntem în stare să vedem și noi împărăția lui Dumnezeu așa? De câte ori ne apropiem de Dumnezeu să spunem, Doamne, eu vreau să faci voia ta, dar cu mijloacele pe care le pot înțelege eu. Fă cum crezi cu mine, dar eu știu că se face cu tare lucru în felul acesta. Fă-l cu mine așa. N-avem curajul pentru că nu putem să vedem pe Dumnezeu în bunătatea Lui, care nu ne amestecă lucrurile. Tot ceea ce facem în viața aceasta, așa cum v-am mai spus și în momentul în care vorbeam despre chemarea Sfinților Apostoli, Mântuitorul a făcut din apostolii care erau înainte apostoli, din pescari, n-a făcut altceva decât pescari de oameni. Românește, lucrează cu materialul clientului. Nu i-a făcut altceva. Nu i-a făcut filozofi. Nu i-a făcut căpetenie de oști. I-a făcut pescari de oameni. Pe sfinții martiri și mucenici, din generalii și din căpetenile de oști care erau, i-a trecut dincolo, în lumea de dincolo, tot la aceeași categorie.
va să zică și pe Damian, cred că l-așteaptă raiul cu niște războaie adevărate în care el să arate măriei sale că el merită raiul, dar nu rai de mănăstire, ci un rai așa cum era în sufletul său. Fiecare om, când vrea ceva, vrea așa cum percepe el. De exemplu, ieri m-am aflat în mijlocul unor oameni care ne-au rugat ca pe parcursul a câtorva ore să stăm în fața unui caricaturist și să ne deseneze câteva trăsături. Acum, bineînțeles că am stat și eu, că nu era să nu stau. Și mi s-a părut, așa, la prima vedere, ca o spovedanie, că ceea ce văzusem din mâna omului respectiv chiar dădea cu multe trăsături ale celor care stăteau în față. 3-4 minute atâta stăteam în față. Când am văzut cum m-a surprins pe mine, mi-am dat seama că, în mintea mea, sunt în fața celei mai mari nerealizări ale omului respectiv. Dar mi-am păstrat părerea să văd dacă nu cumva greșesc. Bănuiam eu că greșesc, dar nu știam cum. Imediat după mine, o doamnă, al cărei portret, a cărei caricatură am văzut-o și am apreciat-o foarte tare, s-a arătat pe față ceea ce gândeam eu numai în ascuns ca să nu îl dezamăgesc pe om și a zis, bine, dar păi la ce i-ai prins foarte bine, pe mine de ce nu m-ai prins? Și atunci m-am pomenit vorbind și am spus, doamnă, v-ați auzit vreodată înregistrată audio? Da. Și nu vi s-a părut ceva ciudat că nu e vocea dumneavoastră? Da. Să știți că aceea este vocea dumneavoastră. Pentru că e vorba de percepție. Fiecare dintre noi, atunci când ne uităm în oglindă, avem o percepție despre noi. Acum dumneavoastră credeți că vă uitați în oglindă și vreți să vedeți ceea ce surprindeți dumneavoastră într-o caricatură sau într-un portret. Și mi-am dat seama că eu până la urmă vorbeam cu dumneaei și îmi răspundeam mie. Eu atunci m-am trezit și mi-am dat seama că încercând să explic bietei femei că de fapt era una dintre cele mai reușite realizări ale caricaturistului, era vorba de mine. Și m-am adunat și mi-am spus, așa mă percep eu pe mine într-un fel, dar e clar că cei care mă văd mă percep în alt fel. Eu poate că pun accent pe culoarea părului sau pun accent pe anumite riduri care au apărut într-o parte sau într-alta și uit că de fapt oamenii mă văd în felul în care fiecare are nevoie de mine sau fiecare vrea să mă ocolească. Și vă spun că atunci m-am trezit și mi-am dat seama că percepția este lucrul cel mai important. Despre acest lucru, astăzi Mântuitorul ne arată lucruri clare. Cum a perceput vindecarea? Sutașul acesta a perceput-o ca pe ceva din lumea lui, nu de dincolo. Nu a zis, Doamne, văd în mâini, nu știu cum să faci și să mi-l faci pe ăsta sănătos. A zis, nu, zi numai cu cuvântul. Adică știu că și eu fac la fel, dar nu la nivelul la care poți tu să faci. Nu la nivelul la care să vindec. Eu dau ordine și mie îmi dau alții ordine. Că el s-a așezat la mijloc. Și acest lucru cred că l-a apreciat Mântuitorul când a zis, atâta credință nici în Israel n-am văzut. S-a așezat la mijloc. A zis, am oameni deasupra mea și am și oameni sub mine. Adică un sutaș avea 100 de oameni la dispoziție, pe care îi conducea. Dar acești sutași erau și ei conduși de cel care conducea legiunea, care avea 6.000 de oameni în subordine, care la rândul lor erau și ei conduși până la împărat. Bineînțeles că noi trebuie să învățăm că niciodată nu suntem prea sus sau prea jos. Prea sus nu putem să fim în niciun caz pentru că e Dumnezeu. Prea jos nu putem să fim iarăși în niciun caz pentru că nu știm noi cât de jos este altul pe care noi credem că este sus.
Și atunci suntem întotdeauna la mijloc. Dar să știm cum ne raportăm. Față de Dumnezeu trebuie să ne raportăm în limbajul nostru. Cel care știe că are o anumită pregătire, așteaptă și de la celălalt să se comporte cu el la fel. Mai mult, așteaptă de la Dumnezeu să se comporte așa cum poate el să înțeleagă. Și iar ne aducem aminte de fratele nostru, Creangă, care spunea, dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă, dacă-i popă să cetească. Iubiți credincioși, cred că mesajul Evangheliei de astăzi este atât de frumos și pe înțelesul nostru, încât spre casele noastre să plecăm convinși că Dumnezeu ne răspunde fiecăruia după posibilitățile noastre de a înțelege. Dacă vrem să-L înțelegem pe cineva, nu trebuie să-L întrebăm pe el, mă nene, când te uiți tu în oglindă, ce vezi și cum vezi? Uite, eu te văd așa, așa cum am pățit aseară, dar am învățat ceva, că lumea mă vede altfel. De fapt că eu sunt altfel în ochii celui care se uită la mine și trebuie să fiu mult mai atent, astfel încât diferența între ceea ce cred eu despre mine și ceea ce crede celălalt despre mine să se apropie de ceea ce știe Dumnezeu despre mine. Pentru că eu am tendința de a acoperi ale mele greșeli, celălalt poate că dintr-un anumit sentiment are tendința de a îngroșa ceea ce nu este în regulă și pe undeva pe la mijloc se află ceea ce eu trebuie să știu. Cum știe Dumnezeu că sunt eu? Deși Dumnezeu mă lasă pe mine să mă schimb înspre bine sau înspre rău. Nădăjduim cu toții că mergând spre casele noastre vom găsi sufletele noastre vindecate, pe care le-am lăsat cumva trândăvindu-se în visele noastre, așa cum și-a lăsat bolnav slujitorul, sutașul când a venit la Mântuitorul și când s-a întors l-a găsit sănătos, așa rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească să găsim și noi sufletele noastre curate, primenite și Dumnezeu să ne răspundă că ne vom odihni cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.